Bătrâna sala Olimpia va îmbrăca în sfârșit haine noi. Consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate pentru reamenajarea sălii. Acesta va consta în refacerea tribunei, a suprafeței de joc, a vestiarelor, a intrărilor principale și a fațadei, dar și a acoperișului. Până când lucrările vor începe în vara anului viitor, constructorii s-au apucat deja de pregătirea noului sezon. Parchetul a fost refăcut, a fost revopsit, s-au trasat noi marcaje, iar vestiarele și pereții au fost igienizați. Totul pentru ca echipele de timișorene să poată evolua în toamnă în siguranță în sala Olimpia. Consiliul local a votat marți aprobarea efectuării unui studiu de fezabilitate. Astfel, în perioada următoare se va stabili proiectul și va avea loc licitația pentru efectuarea lucrărilor. Suma totală se ridică la 10 milioane de lei noi, aproximativ 2,5 milioane de euro. Sala va fi refăcută în mare măsură, se va face o nouă cortină de sticlă la fațadă și vor fi refăcute intrările principale și cele laterale ale sălii. Cea mai mare problemă din prezent, acoperișul, va fi și el reparat. Se va trece apoi la interior, acolo unde va fi schimbat parchetul cu unul nou și modern și va fi reamenajată și tribuna. Din păcate pentru fanii bănățeni, actualul proiect al sălii se pretează foarte greu construirii unei noi tribune în partea estică a sălii, dar costurile și dificultatea mare a lucrărilor nu permit acest lucru. Astfel, sala va rămâne cu o singură tribună și o capacitate de 2000 de locuri. De asemenea, în partea în care există vestiarele în exterior, deasupra de acestea, se vor mai ridica unul sau două etaje care vor servi ca spații de birouri, vestiare și necesare funcționării sălii. Chiar dacă proiectul a primit marți aprobare, va dura cel puțin câteva luni până la stabilirea constructorului, iar lucrările ar putea începe cel mai devreme la finalul sezonului care stă să înceapă, adică vara viitoare. Dacă lucrările la partea exterioară a clădirii nu vor afecta competițiile, cele la parchet și tribună vor fi un mare impediment pentru formațiile timișorene care își desfășoară activitatea în sală. Astfel, cel mai probabil, în perioada în care sala va fi indisponibilă, echipele se vor muta în sala Mircea Albu din calea circumvalațiunii, dar sunt luate în calcul și alte două variante externe. Jimbolia și Buziașul ar putea găzdui meciuri ale echipelor timișorene. Banii necesari reamenajării sălii Constantin Jude din Timișoara provin de la bugetul local.